Bună ziua! Bună ziua! Ridicați mie bariera, vă rog, să intru. Dar ce treabă aveți aici? Am întâlnire cu directorul firmei și mi-a zis să parchez aici. Auzi acolo, directorul firmei, a? Decide domn director al firmei aici la mine, nu? Că cine? Nu eu decid. Decide domn director. Păi azi, directorul e șef aici? Nu, dar... Șeful e șef aici. Păi, domnule, e directorul firmei. Ai muclezi, muclezi. Permis, buletin, certificat de căsătorie, diplomă legalizată de BAC și adeverință medicală. Hai. Și ai, domnule, dar de ce trebuie actele astea ca să intru în parcare? Precizez comportament agresiv cumva? Păi nu, dar îmi cere acte pentru parcare. Vreți să folosesc forța fizică? Trebuie să folosesc forța fizică? Nu, domnule. Trebuie să scot armamentul din dotare? Sau? Nu. Stai, domnule, că nu, uitați, da, aveți aici buletinul. Așa, ăsta e buletinul. Restul? Pe partea. Uite, diplomă de BAC, certificat de naștere, permisul. Aici e o poză cu mine, mă rog, contează și aici este postul cealaltă. Așa, bun, ok. Droguri? Droguri? Droguri, da. Bă! Ce faci, bă, ești dement, ești cu capul plecat de acasă? Autoturist clandestin cere permisiunea să intre în perimetrul terminat. Ce clandestin, doamne? Tati, dă-te stația de jucărie. Tot are interferențe din ASS. Da. Nu puteți să intrați. De ce? Pare rău. Nu puteți, nu pot să vă spun, secret de stat. Dom'le, am întâlnire cu directorul, mă așteaptă om. Păi aveți o parcare acolo, lângă alimentarea aia. Aveți o alimentare, pe dreapta este o parcare exact lângă Tomeron. Haideți, haideți. Dar sunt locuri aici, libere, le văd cu ochi. Sunt locuri libere, a? Da. Te-ai plimbat tu cu privirea pe aici, știi că sunt locuri, a? Da, uite. Te-ai băgat cu ochii fără acordul meu, a? Păi știi că e ilegal să faci asta? Tu știi că e penal să intri cu privirea? Hai. Hai, domnule, hai, lasă-mă așa. Mă lăsați să intru sau nu? Te las. Ok, păi zi. Să parchez acolo lângă alimentare, hai. Parcarea asta e pentru angajați și vizitatori. Ce nu înțelegi? Păi, eu sunt vizitator. Ești doar vizitator. Ești și angajat? Nu. Angajat și vizitator în același timp. Ai, domnule, nu se poate așa ceva. Aoleo. Am lăsat mașina parcată acolo. Acum mă las să intru să mă întâlnesc cu domn director. Domn director, bă, domn director! Avem ceva cu sofisticăciunea asta cu domn director. Băi, bă, când m-a angajat eu aici, băi, domn director nici nu termina facultatea. Băi, de câte ori n-am refuzat eu postul ăsta de director? De câte ori? De mult! Ieri mi-au zis să iau postul. N-am vrut. Ok, dar nu puteți să dați un telefon să vă confirme că trebuie să întâlnească cu mine? Eu să-l sun, bă? Eu vrei să-l sun pe ăsta? Păi eu vrei să mă cobor la nivelul ăla? Al domnului director, să-i dau eu telefon lui? Păi stai, bă, că eu nu mă pun la nivelul, bă, eu sunt paznic, bă! Eu sunt paznic, am dat concurs pe postul ăsta, am fost unul pe un loc! Păi m-am zbătut, bă, nu-l sună pe domn director! Păi sună-l tu pe domn director, eu am o poziție! Păi stai că-l sun, stați așa un pic să... Ia, uite, bă, dar tupeu! Alo? Bună ziua, da. Nu, am ajuns, dar nu pot să intru, am o mică problemă cu domnul... Cornel. Cu domnul Cornel. E paznic, da. Să le-l dau? Stai. Ce ai făcut, domnule? S-a întrerupt, sunt lucrări, nu știu, semnalul pică. Cum s-a întrerupt? Că te-am văzut cum ai închis. Păi cum să închid dacă nici n-am deschis? Aoleo! 10 lei. 20. 15. 10. Intrarea de pietoni în față, e pe aici. Mersi frumos. Opa! Bă, ce? Alo! Gura, gura. Se